Luni 26 august, canicula persistă în întreaga țară. Vorbim de a 14-a zi consecutivă de arșiță. Temperatura maximă va fi de 38 de grade Celsius. Administrația Națională de Meteorologie a prelungit codul portocaliu de caniculă. Și ziua de luni va fi unatoridă, iar noaptea va fi tropicală. În județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș, Severin, Mehedinț, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraș, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov și municipiul București, Galați, Vrancea, Vaslui, Iași și Botoșani va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 36-38 de grade, iar cele minime se vor situa în general între 19 și 23 de grade și local vor caracteriza o noapte tropicală.